să ne jucăm. Unde e Ioana? Că văd că nu e nimic în curtea grădinii. Cu ce să ne jucăm? Curtea e goală. Poate ne ajută și pe noi cineva să avem un leagăn. Sunt niște copilași drăgălași și ne dorim și noi un leagăn, un palansoar. Vă rog frumos, dacă se poate ne ajutați și pe noi, vă rog frumos, bă, pup! Dacă nu avem nimic în curtea grădiniței, hai în grădiniță! Ca să ne jucăm cu ceva bine, haide, suntem de acord! Bună ziua, mă numesc Patrick Cristina și Ana Maria Nistor și suntem educatoare la grădinița numărul 56 din Galați. Dorim să vă prezentăm grădinița noastră. Deși suntem într-o zonă mărginașă a orașului Galați, grădinița noastră găzduiește un număr de 160 de preșcolari care își desfășoară activitatea într-un mediu prietenos, plăcut, în care fiecare se dezvoltă armonios. În continuare vă încântăm cu marea noastră căsuță a copilăriei, în care preșcolarii grădiniței numărul 56 deschid ușa grupei lor bucuroși, că o nouă zi le va stimula creativitatea prin joc. Dar jocul poate continua acolo unde a fost inventat de copii, într-un mediu prietenos, afară în aer liber, în curtea grădiniței, unde împreună descoperim prin joc că putem fi creativi fără limite și fără restrângeri. Din păcate, curtea grădiniței noastre nu este amenajată corespunzător, astfel încât să le oferă preșcolarilor oportunități de a se juca în natură, unde spațiul natural reprezintă baza educației și a primelor forme ale acesteia. Acum avem această oportunitate oferită prin campania Creștem Împreună de a amenaja corespunzător curtea grădiniței cu echipament specific jocurilor în natură. Vă mulțumim pentru susținere!